seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Ion, de 26 de ani, dintr-un sat de la sudul Moldovei, spune că relația cu fosta iubită i-a adus doar probleme. Mama mi-a spus ce ai făcut Vania, că îți caută polițistul. Zic că nu am făcut nimic. În toamna anului 2018, Ion a aflat că asistentul parental, în grija căruia se afla iubita lui, s-ar fi plâns polițiștilor că tânărul a violat-o pe minoră. L-am sunat pe tatăl ei. Zic că asta băiatul care l-a dat la poliție, de ce l-a dat? Și el mi-a spus, înțelegi, dacă îmi spuneai mai înainte, vă făceam o nuntă, vă luam o casă. Tânărul recunoaște că a întreținut relații sexuale cu fata de 15 ani, dar spune că și ea a dorit asta. Mai mult, el zice că nici pentru o clipă nu a bănuit că prietena lui ar fi minoră. Când am făcut cunoștință pe site-ul de adnăclasnică, ea a scris 18 ani. Și eu n-am întrebat-o câți ani are, nici ea nu mi-a spus. Acum Ion se teme că nimic nu-l va mai scăpa de pușcărie. Mama lui a ajuns la capătul disperării. Femeia crede că fiul ei nu a greșit cu nimic, iar bărbatul în tutela căruia se afla minora ar fi inventat acest viol. Motivul ar fi unul halucinant. Eu cred că astea de logică. În timpul șala i-am auzit că au spus că ei se iubesc. Tatăl care o crește pe se iubește cu. Femeia spune că are și dovezi care i-ar susține bănuielile și este gata să le demonstreze țării întregi. Dar eu am dat întrebarea, cum femeia asta e nu vede că soțul ei și face în casa ei? Mariana spune că nu se va lăsa bătută până nu va demonstra nevinovăție fiului său. Pentru asta a cerut și un test la poligraf pentru Ion, iar acesta a acceptat solicitarea mamei sale. Dacă eu avem îndoieli în privința lui, putem să spun că nu vreau, dar eu vreau. Și eu sunt de acord să treacă. Cum vă răspunde Ion la detectorul de minciuni? Ce spune asistentul parental despre acuzațiile pe care le aduce mama tânărului acuzat de viol? Și ce destăinuiri a făcut fata? Aflați în această ediție. Mama tânărului acuzat de viol spune că acum feciorul său plătește doar pentru că a iubit-o pe fosta lui prietenă. Mariana a venit în această seară la noi ca să-și susțină băiatul. Haideți să încurajăm! Așa. Spuneți-mi, vă rog, cum ați aflat despre faptul că Ion, fiul dumneavoastră, este acuzat de viol? Seara a venit poliția de sector acasă și mi-a spus că este chemat la poliție pentru viol. Nu l-au arestat, nu l-au reținut atunci? Nu. Și dumneavoastră? Am rămas uimită. Cum? Vă auziți și cine este victima? Presupusă victimă? Nu, deodată n-am aflat. Pur și simplu a fost chemat la secția de sector pentru viol și atât. Nu am știut cine era victima, cine și cum. Dar după asta ați aflat? După asta, da. Și spuneți-mi, vă rog, nici nu v-a venit să credeți nici o clipă că, uite, el chiar ar fi putut să o facă? Nu m-am gândit niciodată la așa ceva, că cum să fie așa ceva, pentru că cu o seară înainte, băiatul a fost cu fata la noi, undeva n-au stat mult, undeva 15 minute, mai mult n-a fost. Apoi au plecat băieții și când a doua s-a aud, vine la parte și îmi spune că este acuzat de viol. Nu mi-a crede, pentru că a rămas uimită, cum așa ceva. Dar știți de cât timp ei aveau o relație? Nu. Prima dată am văzut fata și nu știam nimic de relația lui. Dar v-a povestit ceva despre ea? Înainte de asta? Nu, nu. Cum v-a dus-o așa în casă și ați văzut-o prima așa oară? A venit, a luat el cu motocicleta, a venit și ei motocicleta și atât. Fata, noi am au intrat în casă. Dar despre alte relații el v-a povestit până atunci? Nu. Ce știți în general despre relația lor? După asta poate v-a povestit. Nu. Nimic? Nimic, nu știu. Deci nici la momentul dat nu știți nimic despre... Nu știu cum s-au cunoscut, cum... Nu. Dar nu v-a interesat deja, măcar după acuzația de viol? Nu. Numai atât ne-a spus că când o fata este înființată într-o familie înființată... Înfiată. Da. Și fata a fost... Mai scurt, ea a fost bătută și a fugit de acasă.
Și eu apelat la... Pe mine nu mă interesează acum atât istoria fetei, pentru că o vom afla pe parcurs. Dar mai mult mă interesează ce credeți dumneavoastră, că mămică, ați venit aici să vă apărați copilul, da? Da. Și spuneți că puneți mâna în foc, el nu a făcut-o, că el nu este vinovat. Și totodată nu cunoașteți absolut nimic despre relația lor. Pentru că nu m-am interesat în delat, că știți, tinerii... Păi, dar el nu are 18 ani, deja 26, slavă Domnului, cred că a avut mai multe relații. Dar nu mi-am dat interes cu cine petrece timpul mai detailat, da. Da, am vrut să întreb dacă dumneavoastră ați sesizat, atât după cum arată fata, după cum vorbește, că este minoră. Prima dată când am văzut fata, nici în cap nu m-am gândit că ea este minoră. Nu, e... Așa era o fată, nântuță, drăvănică, n-arăta. După asta am aflat câți ani ai, dar n-am știut noi câți ani are. Eu n-am știut câți ani are fata. Prima dată când am văzut o fată nântuță, drăvănică, cu un păr lung, arăta destul de mărișoară de ani, n-arăta la ani care după aia am aflat. Și nici nu ne-am luat în cap că ea are atâția ani. Haideți să-l cunoaștem mai bine pe fiul dumneavoastră, dar și să vedem ce ne-a povestit el despre relația cu fosta lui iubită. Atenție la ecran. Ion are 26 de ani. După clasa 9, el a început să lucreze la construcții pentru a-și ajuta familia. Când a atins majoratul, a plecat la munci peste hotar. În oraș, prin sat, cu părinții, cu băieții, pe unde mai găseam de lucru. Construcția am lucrat, apoi la magazinul Varia am lucrat... Pentru magazin, când strângi producția, vine, îl cumpără. Mama lui Ion spune că feciorul ei este un băiat retras și educat. Ea povestește că fiul ei nu a avut niciodată probleme cu legea și că nu este în stare să facă vreun rău cuiva. Nu, niciodată. Niciodată. La mine copii tot timpul... Eu așa i-am mici și i-am educat. Eu așa la mine au fost în copii învățați. Ion își amintește că acum 4 ani a făcut cunoștință pe o rețea de socializare cu fata care astăzi îl acuză de viol. I-a plăcut de tânără și treptat au început să se vadă din ce în ce mai des. Ea mi-a spus să vin la ea în sat, mă aștepta la trasă, lângă o fântână. M-am dus acolo, am vorbit cu ea, ea mi-a spus hai în curtea școlii, am stat acolo la o masă pe scaune. Am mai vorbit, după aia ne-am dus în orașul Cahu. Ion spune că era sigur că iubita lui este deja majoră. Când am făcut cunoștință pe site-ul de adnăclasnică, era scris 18 ani. Și eu n-am întrebat-o câți ani are, nici ea nu mi-a spus. Bărbatul povestește că minora îi se plângea des despre neînțelegerile pe care le avea cu asistenții parentale, în grija cărora se află. Povestea că părinții nu-i dă voie să iasă nimeni, vă ține dar să lucreze. Să fădești cu părinții, cu o faci. Spre tata că vorbești oră despre așa bate. Tânărul își amintește că petrecea timpul frumos împreună cu fata, dar nu știa multe detalii din viața ei. Să uita mereu în telefon, o suna și nu răspunde. Chiar dacă o cunoștea de puțin timp pe noua lui iubită, Ion spune că se gândea deja la un viitor comun cu ea. Să mă întâlnesc cu ea, să văd până la urmă ce fel de fată ea și cu mine se comporta normal. Cum arăta, liniștită. El ce v-a zis? Nici el nu știa că fata are 18 ani? Da. Mi-a spus că el nu știa că fata are 18 ani, că e minor. Așa a zis el? Da, a zis că nu știam că fata e minoră. Eu vreau să vă spun că această întrebare i-a fost adresată și în cadrul testului la detectorul de minciuni și când vom afla rezultatele, se va vedea dacă el a mințit despre asta sau a spus adevărul. Dar ce s-a întâmplat de fapt că a fost acuzat de viol? Mai scurt, când am venit acasă și ne-a spus că e de viol, după asta am întrebat. Deși te-au acuzat de viol, el așa mi-a spus că el n-a violat-o. El a avut relație, dar a spus de binevol. Zic, dar deși vine poliția și îți spune, el zice, de bine, bol a fost, pe noi, cum,
Nu a fost cum acolo spus, că a chinuit-o, că a bătut-o. Deodată ne-a spus că a bătut-o, mi-a parte ne-a spus că a fost bătută. Cine v-a zis? Polițiștii? Da, la poliție așa, că a fost bătută, așa ne-a spus. Uh-huh. Zic, dacă este bătută, i-a dat, a fost o comisie, au trecut medical, acolo a ratat, că nu este bătută, nu este nimic, cum poate să fie la acuză, adică, dacă ei dimineață, așa după cum ne-a spus băieții, dimineață am băut ceai, am ieșit la rutieră, că ei lucrau în oraș. Cu toți împreună, într-o rutieră, cum ei râdeau, glumeau, săneau de mână și când sara îmi vine și îmi spune că e, ne cheamă la poliție pentru viol. Dar până la urmă ea a fost bătută sau nu? Nu. S-a dovedit? Da. Nu, până la urmă a spus că nu a fost bătută, dar a fost violată. Mie mi se pare băiatul destul de, cel puțin la o primă impresie, mi se pare destul de sincer. Doar că este straniu că la o vârstă care o are el, nu știu, nu v-a spus niciodată că ar fi vrut tot să inițieze o familie, ar fi vrut sau că are deja o relație stabilă. Nu. Pentru mine asta este straniu că la o vârstă care are feciorul dumneavoastră nu vroia deja ceva stabil în viața lui, o familie și face cunoștință pe adnaclasnic cu fetiță care două luni prietenește și la un moment dat este acuzat de viol care până la vârsta lui 26 de ani probabil că a mai avut relații și nimeni nu l-a acuzat de nimic. Ca să violezi, ca să dorești sau să produci acțiunile astea de viol, ele nu apar așa din senin. Oricum există niște momente care percep aceste lucruri. E straniu. Și mi se pare sincer, în același timp, e straniu de ce el, la vârsta respectivă, nu-și dorea deja un viitor și o familie. În același timp, iarăși mi-e straniu că a apărut acest viol undeva din senin, cumva. Chiar a doua zi? Chiar a doua zi, da. Deci, ca să înțeleg, ei au dormit o noapte, da, da, undeva împreună, și a doua zi vine poliția. Da. Deci foarte repede totul se întâmplă. Da. Mariana, spuneți-ne, vă rog, ce v-a făcut să veniți astăzi aici și ce vreți să obțineți? Am venit pentru că să facem dreptate, pentru că noi nu suntem vinovieți, pentru băietul într-adevăr nu a violat, asta și a fost binevol. Noi singuri n-am înțeles cum fata de binevol și a doua zi îmi spune că este violată. Când pe parcurs fata spune că eu nu vreau să-l pun la pușcărie, dar pe mine mă impun să spun ce e și ne spune Nia. Dar am vrut să întreb dacă dumneavoastră când ați văzut fata, pentru prima oară ați văzut o fată în casă, da? V-ați gândit că ce e prezentare de noră, viitoarea noră sau mireasa sau ați luat ca o relație serioasă sau pur și simplu ați stat la masă și... Da, la masă nici nu stat. Sunt 10, maximum 15 minute și putem să... A intrat fata înăuntru, am propus să așez în timpul ăsta, avem cumnata nouă pe ție, ne-a servit cu brânză cumnata, am servit-o pe fată și atât. Și am vorbit cu fata, mai mult nimic de ea, nici un cuvânt nu scos și nici n-am întrebat. Și dumneavoastră ca mamă ce v-ați gândit? Că ce? Eu cam... Pur și simplu ca un prieten? Pur și simplu m-am gândit fata și băiat, așa, mai mult nimic la ceva serios sau... Vă reamintesc că în această seară discutăm despre Ion, un tânăr de 26 de ani, învinuit că și-ar fi violat iubita minoră. Mai devreme am auzit-o pe mama lui, care crede în nevinovăție fiului ei. Femeia se teme că băiatul va face închisoare doar pentru că a fost îndrăgostit. Mariana a cerut ca feciorul ei să treacă testul la poligraf pentru a-și demonstra nevinovăția și el a acceptat. În această seară vom afla dacă Ion spune adevărul și unde a mințit. Tot astăzi vom afla și mărturiile șocante ale presupusei victime. Iar acum o invit în platou pe mătușa tânărului. Raisa spune că în seara presupusului viol i-a văzut pe cei doi iubiți și că îi vine greu să creadă că nepotul ei ar fi putut profita de o fată. Raisa, vă așteptăm. Bună seara! Spuneți-ne, vă rog, mai devreme le-ați spus colegilor mei că i-ați văzut pe cei doi în seara când s-ar fi întâmplat violul. Da. Ei păreau certați? Nu. Dispoziție bună aveau, râdeau. Liber erau. Noi nici în cap nu ne-a dat așa ceva. Și nu credeți că Ion ar fi violat-o?
Sigur că nu cred, că nu poate să fie așa ceva. Eu... De ce nu poate să fie așa ceva? Eu... Ce vă spune că nu poate să fie așa ceva? Eu știu, eu am vedere că în modul ăsta ei amândoi, cum scade, să arătau bine, cu dispoziții foarte bune. Dacă se cede din partea la Viola, asta e incredibil. Eu nu știu. Dar spuneți-mi, vă rog, Raisa, și către dumneavoastră este întrebarea și către Mariana. Dacă ați fi știut că fata este minoră în acel moment, că am înțeles că Mariana nu știa și nici dumneavoastră, cred că nu v-ați dat această întrebare. Nu, arătați revenic, fetiță, undeva 18-19 ani. Și dacă atunci știați că are 16 ani, iar Ion are de gând să se culce în noaptea aceea cu ea, ce credeți? Ce poți crede? Eu știu. Să știu că a avut fata atâția ani, eu eram să-i spun să o duc acasă, la părinți, că cum... El atâția ani și ea atâția ani. Dar dumneavoastră, când ați aflat de acuzații, ziceți că ați vorbit cu Ion, nu? Nu putea să fie altfel, nu? L-ați întrebat ce ai făcut, cum ai făcut. Da, da. El ce v-a povestit? El ne-a povestit așa. Ei au ajuns că el a stat tot să petrecut, fratele cel mai mare, în casă. Tot asta și a fost... Deci el, după ce a fost la voi acasă cu fetița, s-a dus după asta în altă parte, în la fratele parte său. Sau, nu, s-au dus undeva în altă parte, așa. Eu nu știu unde s-au dus. Mai târziu, când, în satul în care trece băietul cel mai mare, el acolo se duce, că e mai aproape de lucru. Noi mai departe trăim, dar el e mai aproape. Și apoi el acolo dormea. Ei, când, eu după asta, când au venit și ne-au spus ce s-a întâmplat, eu l-am întrebat, cum s-a întâmplat toate astea, de te acuz de așa ceva? Băiatul mi-a spus așa, că eu n-am violat-o. Cum s-o sobat? Zici că eu n-am bătut-o. Cum s-o bătut? Dacă noi ne-am scolat, am râs, am glumit, am, la lucru ne-am dus, în rutieră, toți am glumit. Deci el părea și el foarte uimit, da, de aceste acuzații. Pentru cum? Spuneți-mi, vă rog, și atunci, iată, l-ați auzit pe copilul dumneavoastră, da? Ați văzut-o pe fată mai devreme. De ce fata ar fi spus de viol? Eu, după asta... Cum am înțeles că fata nu a vrut să ducă la poliție, dar când a venit acasă, tatăl ăsta care l-a înființat-o, el o impus-o să ducă să scrie cerere. Ea a spus că eu n-am vrut să mă duc să scriu cerere pentru că pe mine nu m-a violat. Asta a fost de binevol. Eu de binevol m-am culcat cu el. Dar da? De unde știți că taică s-a impus-o? Așa a spus ei. Când? E pe spusele ei. Asta noi am aflat, că pe dânsa au impus-o să ducă să scrie cerere că este cu o violat-o. Dar cum credeți, tatăl ei, ce motive ar avea el să impună fata să meargă la poliție și să declare un viol? Ce motive ar avea? La timp, atunci când s-a întâmplat, eu nu știam ce motive, dar pe parcurs m-am convins că tatăl ăsta... El e gelos. Ca fata să nu se vorbească nici cu un tânăr. Eu cred că asta e gelozie, pentru că mai târziu am aflat că ei se iubesc. Și eu m-am convins că asta e gelozie. Da, și după spusele tatălui fetei, am să fac așa că el a să steie în pușcărie pentru viol. În curând veți afla ce dovezi are Mariana că asistentul parental ar avea o relație cu minora care i-a fost încredințată. La fel veți auzi cum comentează însuși bărbatul aceste bănuieli. Noi am expediat o solicitare către Procuratura Generală ca să aflăm ce dovezi au stat la baza învinuirii de viol a lui Ion. Până la momentul înregistrării emisiunii, însă procurorii nu ne-au răspuns. Mariana, cunoașteți dacă au fost audiați niște martori în acest dosar? Da. Au fost martori din partea lor că... De acum avocatul nostru ne-a spus, când îi dădeau întrebări martorii ăștia, ei mai nu știau nimic ce să spună de băiat. Care spuneau că l-am văzut, dar avea casca în cap, care spune că l-am văzut, dar motocicleta e a lui, dar nu e a lui. Mai ascult... Dar din partea voastră au fost și în partea noastră noi, că doar noi ăștia care am fost de față când fata au fost la noi în casă, alți martori n-am avut. Dar mai spune, cum zicea martor, că dar nici nu știu cum o cheamă fetița. Da, nu neapărat să știi, dar dacă ai văzut-o, păi, trebuie să știi cum o cheamă. Dar ies împreună, doresc. Ei doar să cunoșteau familie, martorii. În schimb, fiul dumneavoastră mai mare a fost și el chemat ca martor. Da. Îl cheamă Nicolae. Nicolae, da.
Nicolae spune că i-a lăsat pe fratele său Ion și iubita lui să nopteze la el acasă. Bărbatul mărturisește că nu s-a gândit nicio clipă că lucrurile ar putea lua un aspect penal. Mai multe ne va spune chiar el. Să-l întâmpinăm. Nicolae, bună seara, bine ai venit. Bună seara. Zi-mi, te rog, știu că pretinsul viol ar fi avut loc chiar în casa ta. Da. Ce-ți amintești tu din acea seară? De acea seară m-am ajuns acasă, l-am așteptat la părinți acasă, că a doua zi eram la muncă. Și a întrebat, mergi cu mine sau vii singur? Și că știat, mă, că eu vin și să mergem împreună. Vă munciți împreună cu Ion? Da, am timpul și ala când s-a întâmplat cazul. Noi munceam împreună. Am așteptat, dat pe venit, dar n-am știut ca să vii cu dânsa. Venit, ne-am urcat, am stat vreo 10-20 minute acasă la părinți, pe ne-am urcat în mașină și ne-am dus acasă. Ne-am propus un ceai, o să că nu vrem, ne culcăm, că mâine ne sună dimineața, ne mergem la muncă. Dar tu pe ea ai văzut-o prima oară atunci? Prima oară am văzut-o. Și până atunci Ion nu ți-a povestit nimic despre ea? Povestit, dar nu i-am văzut împreună. Și ce ți-a povestit el despre ea? Să cunosc. Mai ies la un ceai de când în când. Pentru el era o relație serioasă, asta vreau să te întreb, sau nu prea? Nu pot să vă spun că n-am întrebat la demonat. Am aflat mai bine când mă sună părință, că ea că așa s-a întâmplat, banii au violat o față, cum au violat, dacă a fost la mine acasă, am stat împreună, ne-am culcat în camera de alături, noi alături, am ieșit noaptea afară pe viceu. Tu ai ieșit afară, noaptea? Am ieșit afară, cu soția mea ieșit afară. A, și soția ta era acasă. Era acasă. Și voi nu ați auzit în noaptea aceea nimic? Nici o gălăgie, nimic. Dimineața ne-am sculat. Dimineața ai văzut-o pe fată? Am văzut-o. Așa. Era tot bine, nu era plâns, nu era nică. Am plecat în centrul lăsat, ne-am suit în rutieră. Era fericit, stăteau îmbrățișați, se pupau. Ei doi? Ei doi. Eu coborâm jos cu soția la o oprire, noi fratele plecam mai departe, la următoare oprire, se coborâm, mergem la muncă. Și când seara vine la muncă, mă sună mama, dacă așa, așa, zic, dacă cum poate să întâmple, dacă a fost tot bine împreună, a fost, nu a fost nicio gălăgie nică, de unde? Dacă așa, 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 zic, dacă cum schimbă, dacă a fost tot bine în casă. Ea mi-a spus că e nu vinovat, vrea să fie totul bine, asta părinții ei. Eu vă scumos în pădure și am pus cuțetul la gât, vă dacă nu spun la sud, nu o să el, vă scumă tai și mă împrăști pe drumul. Câți bani vreau iei de la tine? 100. 100 de ce? De mii. Atunci când ai întreținut relații sexuale cu fata, ai știut că ea este minoră? În toamna anului 2018, Ion a aflat că asistentul parental, în grija căruia se afla iubita lui, s-ar fi plâns polițiștilor că tânărul a violat-o pe minoră. Noi nu suntem vinovieți, pentru băiatul într-adevăr nu a violat. Asta și a fost binevol. Noi simplu ne-am înțeles cum fata de binevol și a doua zi îmi spune că este violată. Mă sună părință că dacă așa s-a întâmplat, zic, dacă cum poate să întâmple, dacă a fost tot bine împreună, a fost, nu a fost o gălăgie nică, de unde? Fata spune că eu nu vreau să-l pun la pușcărie, dar pe mine mă impun să spun ce e și ne spune Nia. Ce motive ar avea el să impună fata să meargă la poliție și declare un viol? Tatăl ăsta e gelos ca fata să nu se vorbească nici cu un tânăr. Eu cred că asta e gelozie, pentru că mai târziu am aflat că ei se iubesc. În această seară vă spunem povestea lui Ion, un tânăr de 26 de ani de la sudul Moldovei. În 2018, el a fost acuzat că și-ar fi violat iubita minoră. Fata avea pe atunci 16 ani. Tânărul neagă acuzațiile și spune că relația cu fata a fost benevolă. Ba mai mult, el nu ar fi știut că ea este minoră. La solicitarea mamei sale, Ion a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni. Unde a spus adevărul și când a mințit, veți afla în curând. Iar acum, haideți să-l cunoaștem. Ion, te așteptăm în platou. Bună seara, Ion. Bine ai venit la noi. Bună seara. Zi-mi, te rog, cum ai aflat că iubita ta te acuză de viol? M-a sunat mama și mi-a spus că mă caută polițistul de la noi din sat.
Așa, și te-ai gândit oare de ce să mă caute polițistul? Ce păcate am făcut? Nu. Mama ne-a zis că mă caută, că te-o dat la poliție, că ai violat fata. Și te-ai priceput la ce fată se referea polițistul? Da. Deodată. Dar de ce te-ai priceput? Ne-a zis mama că cu fata cei care a fost în seara cei. Dar zi-mi, te rog, uite, întrebam mai devreme și rudele tale. Această relație, până atunci, cum era ea pentru tine? Era ceva serios să începea? Sau așa, era o fată de o noapte, două? Nu pot spune la moment precis că... Nici tu nu înțelegeai ce era atunci, da? Uite, o să-ți dau o întrebare, deja să mă scuzi, dar te întreb. Ați fost apropiați o singură dată, doar în acea noapte, sau ați mai avut relații? Am mai avut. Ați mai avut? Și până atunci? Da. Și fata ce îți spunea? De fiecare dată a fost benevol. Da. Hai să vedem ce ne-ai povestit mai devreme despre acea noapte. Atenție, like. Și îmi spune, m-am sfădit cu mama și am fugit de acasă. Și am întrebat-o unde ești. Ea a zis că e în rutieră și duci în satul. Și am zis o să fie în centru, că eu o să vin după tine. Și a fost de acord. M-am dus, am luat-o din centru. I-am pus casca în cap, cu motocicleta ea. Și am venit în satul. La părinți. M-a sunat fratele dacă vreau să merg în satul roșu. Și am spus și ei că să mergem în roșu. Eu a fost de acord. Așa, ei nu eram potrivă, nu zicea să duc acasă. Ea însă să stai până dimineață și apoi o să liniștească părinți și nu să fie așa. Eu a fost de acord. Am intrat în cameră, am aprins lumina, eu a șternut patul. După aia m-a început să ne dezbrăcăm și o sună mamsa pe telefon. Și eu ceva ne mă sună mamă. Și i-am spus și răspunde să vezi ce spune. Ei nu vrea, era teamă. După aia ne-am culcat, ne-am dezbrăcat amândoi. Ea s-a culcat, am stâns lumină. Ea s-a apropiat lângă mine, am îmbrățișat-o. După aia s-a întors, era cu spatele. Încep să ne sărutăm și am întreținut un raport sexual. Dar zi-mi, te rog, după ce ai aflat că, uite, te-a învinuit, da? Mama ta a zis că ai fost în șoc și nu înțelegeai ce se întâmplă și de ce ar trebui. Tu ai încercat să vorbești cu fata? Da. Și ce ți-a spus ea? Ea mi-a spus că e nu vinovată, vrea să fie totul bine. Asta părinții ei. Deci ea a recunoscut din start că ea nu a vrut să meargă la poliție, dar au impus-o părinții? Da. Și, dar tu, cumva, nu i-ai reproșat că stai puțin, cum să mergi, uite, că e treabă serioasă, violul mă pune la dubală pe vreo 8 ani. Poate totuși te gândeai înainte, nu? Ce ți-a spus ea? Nu, ea îmi spunea mereu că o să fie totul bine, nu-ți fă griji. Și tu credeai? Da. Că o să fie totul bine, dar aici poliția la ușa ta. Da. Eu știu că tu ai discutat și cu tatăl ei. Da, în seara cei. El ce ți-a spus? El ce mi-a spus? Eu i-am spus că asta băiatul care l-a dat la poliție, de ce m-a dat? Și el mi-a spus că înțelegi, de-a mai plec târziu. Dacă îmi spuneai mai înainte, vă facem o nuntă, vă luăm în casă. Și am înțeles că el spune minciuni și am pus receptorul. Din care motiv te-a dat tatăl ei la poliție? Din spusele ei, am înțeles că tatăl se da la ea. Cu apucă de sân, de fund. Și i-am spus, stai lângă mamă ta aproape, tatăl n-a să facă nimic. Și o zic, mama știe, dar tăia și din gură. Dar zi-mi, te rog, ea asta îți spunea până în acel moment după sau după? După ce m-a dat. Până atunci ea ți-a spus vreodată că... Doar că o numesc și o bat. Dar niciodată că se dă la ea? Nu. Și imediat ce ai fost tu acuzat de viol, ea ți-a mărturisit că el se dă la ea? Da, asta peste 4-3 luni. 4-3 luni după aia am început să jelui. Că tatăl se dă la ea. Și el mi-a spus că nu vreau cu el, vreau cu tine. Și de atât îmi spune ce-i faci tatăl. Hai să vedem o conversație dintre voi doi. Ne-ai pus la dispoziție niște screen-uri din acea conversație. Noi am sonorizat-o, atenție. Ție râde, dar numai eu știu prin câte coșmaruri am trecut. Nu, nu știu. Tu dacă nu-mi spui tăt? Păi sigur că nu știi. Ce folos că-ți spun, numai nervi îți fac. Eu trebuie să fug. Tu vii, dar eu fug. Nu fuge. De ce? Mie mi-e frică ce mă așteaptă. Din partea lui Boris. Toată ziua mă apucă de și mă lăpâie. Nie asta nu-mi place. Dar mamta? El a zis că o să mă facă să-l vreau, dar ea nu vede. Că el face asta când eu nu-s lângă ea. Eu nu pot toată ziua să stau lângă ea. Zis
El. Crezi că n-ar face? Tu încearcă. Nu încerc nic cu boșorogul ăsta. Nini scârbă de el. Vrei să vorbim deschis? Dar până mă n-ai vorbit deschis? Nu așa cum cauți tu. Eu nu caut nimic, prosta nu te înțeleg ce ai avut în vedere. Ok, am înțeles că tu nu ai înțeles. Cum l-am un caz? Normal, Borea ne-a tras una la... Asta cum să înțeleg una la... Mi-a tras o palmă, debilu. Deci mai întâi vreau să ne confirmi, Ion, că aceasta este discuția ta cu această fată care te acuză de viol acum. Da? Minim este straniu. Dacă fata asta are 18 ani și respectiv tatăl ei, cine e el pentru dânsa, are un asemenea comportament. De ce fata asta nu pleacă din familie? De ce nu se sesizează organele de drept despre situația care îi se întâmplă în această familie? Mulțumesc, eu am grăit cu dânsa. Am trecut, am grăit și întreb de ce chelos că mie mă bate. Vă spun în pădure și am pus cuțetul la gât. Vă spun dacă nu spun la sud cum eu sunt el, vă spun mă taie și mă împrăște tot drumul. Îți dați, este poliție, duc la poliție. Bine, și de ce nu am mers fata la poliție să fac acele declarații? De ce nu la poliție? Păi da, mă duc, nici poliția nu face nică. Nu mă ajută cu nică. Nicolae, asta ți-a spus fata. Și eu am mai scris încă pe telefon. Da, tu ne-ai pus la dispoziție această înregistrare audio, discuția cu fata. Haideți să o auzim acum împreună. Eu nu mai rezist, el a zis că m-am ușit de matai bucățari și m-am cât îi trasă. El a zis că dacă nu vorbesc și trebuie și fac vreo problemă lui, asta sunt și linia de stil. El dacă nu m-au vorbit să aud că eu m-am ajunit cu vata sau la poliție, el m-a ușit de mine. Și de Vania, Vapșen, de obște, de tătă lume. Am venit și m-am jăluit aici la psihologa din Cămin. Eu înșeac cu ce să mă ajute. Eu am fost, m-am dus, am plecat din familie. Duminic, luni am stat la casa de copii. El a venit, m-a luat de acolo față de tătă lume. Nici poliția nu m-a ajutat cu nică. El are oameni peste tot. Și ne-a tras o mamte de bătaie, că el nu putea să mă țin de chișoare. Eu nu mai pot, eu și așa stau cu frică. Azi dimineață eu am venit de acasă și în mașină câte drumul m-a dodonit la cap, mi-a spus ce să fac, ce să vorbesc, tot. Dacă nu fac cum trebuie, gata. Eu nu m-am așteptat, eu nici nu știam, câteva ei au pus marale în ușier, bani, chestii de gen. Eu zic că m-a întrebat avocatul, eu am chicat în șoc acolo, eu nu știam nimic, te-ai scălit, te-ai asta. Eu singur multe lucruri care au fost acolo spus la judecat, eu nu le știam singur. Spune-mi, te rog, voi ați mers cu această înregistrare la poliție, de exemplu? Eu am spus la avocatul Vania și o zic că dacă s-o dăm la sud, tipa este că noi am influențat-o să vorbească așa ceva. Acolo este și o profesoare de ea lor, sau de dacă, din Cămin. Faci, da, eu am auzit de cazul ăsta, dar faci că bățul ăsta e cu două capete. E luat și o ajutat-o. Păi eu vreau să ajut să-i spun că nu e frică. Văd că nu, dacă nu fac cum îmi spune el, mă taie, mă prăște o trasă, nimeni nu mă ajută. Văd că mă bate, sar chișoarele pește mine. Păi are încă doi frați, văd că eu bătut, hârlez-o în cap, mai nu e ușis. Frații ei ziceau pe la lucru, lucrau, el ducea și vorghe că nu, că ei sunt băieți răi, că nu sunt buni, se alungi la lucru așa, la mai multe lucruri. Bine, da. Dacă fetei se întâmplă într-adevăr situația asta despre care ea vorbește, coșmarul ăsta de acasă cu părinții ăștia, nu știu cum să-i numesc, păi bine, acolo merge vorba despre faptul că fata s-a mai plâns unei profesoare de la Cămin, psiholog, probabil, dacă am înțeles-o noi, corect. Când vorbeam, păi bine, haideți să admitem că această familie cumva, în tot cazul ăsta, are un interes. Mă rog, au un dosar penal, este învinuit fratele, fiul, nepotul, etc. Dar probabil cu această profesoară se poate de discutat, se poate de o audiat, de o întrebat. Ce e concret, a spus fata? Despre care situații i s-a plâns? Eu cred că lucrurile stau mult mai grav decât un caz simplu de viol. Ea îți aduce acuzații ție că tu ai fi violat-o, respectiv tatălui Vitric sau cine e el acolo, pentru ea că el cumva o molestează, nu știu ce mai face, și în același timp acuză că ea este bătută. Respectiv, după mine, cineva aici minte. Ori nu a fost viol, ori nu a fost agresie și fata aduce acuzații false atât în adresa ta cât și în adresa părinților, ori este o manipulare de acasă. Eu cred că coincide ceea ce noi am auzit cu ceea ce au scris anterior, adică chiar și 2 ani în urmă. Înțelegeți? Adică și vocea ei era destul de sinceră. Bun, sigur că a existat totuși, haideți să zicem, nu știu, violul acela. Dar pentru mine mai mult îmi pune întrebarea, iată,
familia fetei, că din momentul când, de exemplu, fata ta nu doarme acasă, tu bați alarmă, tu faci ceva, tu cumva o suni în continuare. Iată, eu am întrebarea asta, ea. Pe ea o sunat-o doar o dată, noapte ce? Nu, de mai multe ori. Adică o căutau mereu și ea nu ridica intenționat receptorul, da? Da? Adică asta pentru mine arată că asta nu e prima dată, că asta s-a mai repetat de mai multe ori și asta cumva arată că totuși există, că ea este atât de, haideți să zicem, vulnerabilă și ea este atât de pregătită față de aceste situații limite, că ea a supraviețuit această noapte foarte ușor. Vă reamintesc că astăzi discutăm despre un caz care s-ar fi întâmplat acum 3 ani într-un sat de la sudul Moldovei. Ion, un tânăr de 26 de ani, povestește că a rămas nedumerit atunci când a aflat că este acuzat de violul iubitei sale. Pe atunci, fata era minoră, iar la poliție s-ar fi plâns asistentul parental în grija căruia se afla aceasta. Familia tânărului neagă acuzațiile și înaintează o versiune halucinantă. Asistentul parental a inventat povestea cu violul din gelozie, pentru că s-ar iubi el cu fata. Echipa noastră l-a căutat pe acest bărbat. Atenție la ecran! A mers acasă la asistentul parental care a crescut-o până la 18 ani pe fata care l-acuză de viol pe Ion. Bărbatul ne-a spus că tânăra nu mai trăiește în locuința lui de când a atins majoratul. Fata e pe la oraș. Fata vine, e mâncare, se duce și... pentru că ea are viață deja după 18 ani și are viață personală. De la început, bărbatul era foarte amabil și bine dispus, însă atunci când am pomenit de bănuielile privind relația sexuală pe care el ar avea-o cu fata, bărbatul s-a indignat. Cum dumneavoastră îndrăzniți să dați așa întrebare? De cine vă dați dumneavoastră informația asta? Eu vă pot da în judecată. El zice că din ziua în care s-ar fi întâmplat violul, viața familiei sale s-a transformat într-un calvar. Eu stăruit pe la poliție din cauza s-a întâmplat și s-a întâmplat. Am fost nevoit să luăm un avocat, pentru că o amenința din noi cu viața persoanele date și amenința și fata. Peste câteva zile, apropiații lui Ion ne-au oferit înregistrarea audio în care fata spune că asistentul parental o amenință cu moartea. Ne-am dus din nou la bărbat și l-am întrebat cum poate el comenta asta. Nu am amenințat-o niciodată. Eu n-am amenințat-o și n-am pus-o să spună că o violat-o, vreau să zic, dumneavoastră, nu știu ce mai departe. Dumneiei a fost la asistența socială, asistența socială o depistat, asistența socială o dat la poliție. Bărbatul a insistat să nu-l filmăm, astfel el va depune o plângere la poliție. Stați puțin că bărbatul spune că voi l-ați amenințat și ați amenințat-o și pe fată. Nu, prima dată vă dăm opinia asta. Nu neapărat să-l vezi la față. Poți să-i afli telefonul și să-i scrii vreo două mesaje. Niciodată nu, n-aș nu i-am scris. Vrea prejudiciu, vrea să-i compensez partea morală. Da. Vrea? Doar că dacă le dau bani... Și câți bani? Hai te întreb mai simplu. Câți bani vreau iei de la tine? 100. 100 de ce? De mii. De unde, stai puțin, de unde știi despre această sumă? Te-a sunat chiar bărbatul ăsta sau ți-a spus fata când sau soția lui? Când a fost ședința, advocatul a întrebat că dacă Ion vă plătește, sunteți ceva împotrivă? Nu. Și apoi a întrebat-o și pe ea și a zis că tot nu împotrivă. Dar eu nu sunt de acord să-l plătesc lor. Sunteți ceva împotrivă în sensul că își retrage plângere? Nu. În sensul că nu-s vinovat și de-aia de ce să-l dau bani dacă nu-s vinovat. E un risc să ajungă după gratii pentru că și-ar fi violat iubita minoră. Totul s-ar fi întâmplat în toamna anului 2018. Apropiații tânărului spun că de atunci luptă ca Ion să scape de pedeapsă pentru că îl cred nevinovat. Mama lui Ion a solicitat testarea fiului la poligraf, iar acesta a acceptat. Să vedem cum s-a petrecut testul. Atenție la ecran. Testul poligraf s-a petrecut acasă la Ion. Tânărul atunci încă se afla în arest și nu putea să părăsească domiciliul. După ce expertul a pregătit echipamentul, Ion a fost conectat la aparat și testarea a început. Atunci când ai întreținut relații sexuale cu ai știut ce vârstă are? Ai violat-o pe a fost un test... puțin complicat, din motiv că persoana e mai puțin comunicabilă. Comunică foarte greu. E o persoană închisă. Dar a răspuns la toate întrebările, fără că
să evit careva întrebări pe care le-am adresat chiar și în timp convorbirii pretestuale. Ion speră că rezultatele testului îi vor demonstra nevinovăția și îi se va face dreptate. Cred că o să fie adevărul, adevărul, pe test. Am răspuns cum este la întrebări. Cât de sincer a fost Ion, a mințit el sau nu? Aflați imediat! Ion, ți au fost adresate mai multe întrebări, însă eu le voi da citire numai pe cele care ne interesează pe noi, da? Cele mai importante. Așadar, fosta ta iubită ți-a spus că asistentul parental în grija căruia se afla o atinge în locurile intime? Da. Și rezultatele testului arată că tu ai spus un adevăr. L-ai amenințat cu moartea pe asistentul parental în grija căruia s-a aflat fosta ta iubită? Nu. Testul arată că ai spus un adevăr. Ai impus-o pe fată să întrețină relații sexuale cu tine? Nu. Iar de această dată, tu ai spus un adevăr. Atunci când ai întreținut relații sexuale cu fata, ai știut că ea este minoră? Ce ai răspuns? Nu. Nicolae, de ce plângi? Coalice, eu știu că nu-i drept. Testul la detectorul de minciuni a arătat că tu ai spus un neadevăr. Știu că nu. Testul la detectorul de minciuni a arătat că tu ai spus un neadevăr și asta înseamnă că tu probabil știai că fata este minoră. Eu v-aș sfătui să vă alegeți alt avocat, să vă schimbați avocatul, pentru că e ca și un medic, da? Dacă te duci tu singur, nu știi, nu înțelegi ce fel de diagnostic ai, atunci ceva la medicul acela nu e în regulă. Dar doi, am văzut din partea asistentului parental, este un om adecvat. Felul cum vorbește, mie mi s-a părut ca orice tată, apropo, eu la fel, m-am pus în papucii lui și în mod normal aș lua copil, nici nu aș lua copil, m-aș duce așa și cum ai îndrăznit să pui mâna pe copilul meu, pentru că e logic, la 16 ani o fată nu poate să întrețină relații și fără ca tu să știi, adică, mă rog, orice părinte dorește binele copilului și în cazul dat, tatăl, mie mi se pare că avea dreptate și nu trebuie să-l acuz pe el, dar întrebarea mea de bază este dacă ai dat timpul înapoi, tu, Ion, ce-ai schimba, în ce moment anume ai pune punct sau ai continua sau ai schimba ceva? Asta e întrebarea mea de bază. De la început. De la început când? De când m-am cunoscut cu ea. Deci tu știai că de fapt e minoră și nu trebuie să ai relații sexuale cu ea. Ca o prietenie, ok, dar... Pentru că am văzut că aveai și poze provocatoare, da, din partea ei. Da. Deci era înspre asta, spre sex. Nu e așa? Deci dacă te provoci, dacă deschizi cu poze și tot asta. Deci pentru mine ca părinte, eu ce am învățat de aici, e foarte important să educăm copiii noștri să știe de când, ce înseamnă să întreții relații sexuale cu un minor, ce riști tu, pentru că tu nu ți-ai dat seama ce urmări vor fi. Cam asta. E destul de dificil la vârsta adolescentină, într-adevăr, să-ți dai seama că cum, după fizic, ce vârstă ai, într-adevăr, cumva. Trebuie să învățăm copiii noștri, în general, educația sexuală în familie. Mie mi-ar părea foarte rău ca experiența ta de viață să urmeze, iată, cu așa început. Poate domnișoara în cauză va privi această emisiune și ea s-ar putea cumva să se sizeze pur și simplu ca o ființă umană. Pentru că eu simt că ar putea să fie fricoșată de asistența ei parentală și până în ziua de astăzi.
Pentru că ea depinde de ei în continuare, din câte ați auzit. Bărbatul a zis mai devreme că ea vine, ia mâncare. Vine, ia mâncare, ea depinde de ei. Ea depinde de ei, da. Dar totuși, eu știți cum, ce mi-aș fi dorit ca să-i trezească cumva, nu știu, iată umanitatea, cât de cât. Aici încheiem liniște și pace, vă doresc să aveți pe cei dragi și mereu alături.